este exact ca impulsul electric care stârnește fulgerul între doi poli. În momentul în care tensiunea între doi poli se creează, fulgerul apare. Fără fulger nu poate să existe fulger. Eu cred că un om este ceea ce își aduce aminte despre sine însuși. Bun, oare eu mă consider pe mine ceea ce mi-aduc aminte că sunt. De asta uneori oamenii sunt în aparență schimbători sau în mod diferit. Adică de fiecare dată îți aduce aminte alte lucruri despre tine însuși. De poeți numai de bine, ca să zicem așa.
obserwacji i experiencje personalne. Ja jestem exacta impulsul electric care stârnește fulger între doi poli. În momentul în care tensiunea între doi poli se creează, fulgerul apare. Fără fulger nu poate să existe fulger. Și frumusețea furtunii. Să ne oprim deocamdată la fulger, căci de furtună suntem sătui.